Bună, eu sunt Andreea și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi filmăm al doilea unboxing de la Avon de pe campania 1, campania din ianuarie. Știți bine că din anul ăsta sau de la sfârșitul anului trecut, campaniile sunt denumite după luni, nu mai este, nu știu dacă se observă, dar aici pe Cotor nu mai este trecut C1 sau... Na, depinzând de campania în care este trecut ianuarie 2021. V-am spus asta și în unboxing-ul trecut, dar vă spun și acum. Cum am făcut și data trecută, o să desfac pe viu, ca să zic așa, coletul. Probabil partea asta când o să-l desfac, dacă reușesc, o să dau cumva pe mut sau pe repede înainte, ca să nu mai fiți nevoiți să ascultați. Ok, am factura aici. Comanda asta este plasată tot pe numele de lider. Am o problemă cu contul celălalt, cu contul de reprezentant. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer. Nu, mi s-a, în campania 16 am adăugat câteva produse, am vrut să plasez o comandă, apoi m-am răzgândit și nu am mai reușit să mai șterg produsele și de fiecare dată când încerc să plasez o comandă, mi-apar și respectivele produse și dacă ar fi fost puține, nu m-ar fi deranjat, dar dacă vă aduceți aminte, dacă v-ați uitat, în campania 16 am avut o comandă de 18 milioane sau 1800 de lei. Ei bine, undeva la 1000 de lei adăugasem produse acolo și nu le mai vreau, adică nu e ca și cum mi le doresc, dar nu le pot șterge. Am sunat și la call center, mi s-a spus că se vor șterge în campania 1, nu s-au șters, o să sun din nou să văd ce se întâmplă. Am aici, am luat niște broșuri pentru că m-am gândit că fiind o lună de zile să am suficiente broșuri să nu rămân în pană. Așa arată broșura. Probabil în momentul în care voi veți vedea acest videoclip, eu deja am pe canal postat răsfoirea. În momentul în care filmez, nu am postat-o, nu am făcut videoclipul. Este vineri în momentul în care eu filmez. Voi vedeți acest videoclip marți. Pe fundal se aude clopoțelul Ginei care se spală și se curăță pe canapea. Deci dacă se mai aud sunete, ea este vinovată. Am aici nu foarte multe produse. Am 3 spray-uri parfumate sau ape de toaletă de la Secret Attitude. Midnight este acesta. Sunt 3 cu 20 de lei în catalog. 20 de lei bucata, bineînțeles, dar cel roșu nu este, sau roz, nu este pe stoc, așa că am unul din acela și două de acestea Wonderland și al doilea aici. Ok, am 3 creioane, să le adun ca să vi le arăt pe toate, în nuanța Soft Night. Sau soft, nu, soft black. Nu știu ce am soft night, dar în fine. Este creion de acela de ochi. Am spus 3 bucăți, sunt toate 3 la fel. Am o apă de toaletă pur blanca. Este 17 lei, cred, în catalog. 2 rolon, unul de damă, unul de bărbați. Pur blanca și full speed. Am 5 mini ape de parfum. 2, 3 și cu astea 2, 5. E 10 lei fiola și am o clientă care și-a comandat mai multe. Așa testează parfumurile ea și le și poartă în poșetă pentru a-i fi mai ușor, adică folosește varianta aceasta de fiolă, iar dacă îi place parfumul și la achiziționează și în varianta mare. Avem Attraction One, Incandescence, Eve True, Artistic, dar este cel Magnolia en Fleurs, sper să mă franțuzez bine, și Her Story. Apoi am 6, 36.
5 varianta aceasta, Cocktail Collection. Este, cred că, cu 8 lei la ofertele extra care se găsesc în catalog. Și mai am și pe comandă unul cu rodie și mango. Să dau și peste așa la o parte. Și mai e unul acolo, nu mai bag mâna în cadru. Avem niște flyere. Povestea ta contează. Astea sunt cele atașate broșurii dacă am merge la prospectare. După cum vedeți, pașii s-au tot schimbat. Sper într-un final să rămână așa. La o comandă, o primă comandă de minim 200 de lei, dacă e de 400 de lei și tot așa, dacă e de 200 de lei a doua, dacă e de 400, se primesc toate produsele. Sunt doar 3 prime campanii, nu mai sunt 5 cum erau înainte. Și ați văzut și discounturile sunt altele din momentul în care campania are o lună, nu mai are 3 săptămâni. Mai am și flyerul acesta cu campania Eniu. În campaniile 1, 2 și 3, dacă adunăm comenzi de produse Eniu și avem și extra condiții, în valoare de minim 400, 600 sau 800 de lei, primim premiile în funcție de nivelul atins. Dacă primești geanta, adică dacă ajungi la 800 de lei, primești geanta și primești și produsele din pașii anteriori. Și mai avem aici o agendă. Dacă ca și lider te-ai confirmat cel puțin o dată până la finalul campaniei 16 și erau câteva campanii trecute în care trebuia să te confirmi, una dintre ele cel puțin, primeai în campania 1 agenda Avon. Așa arată anul acesta, mi se pare destul de simpluță și, nu știu, clasică aș zice. E destul de grosuță, din câte știu eu are 128 de pagini. Această agendă se poate comanda de către oricine. Ea este, deci are paginile așa, liniate și la început are și niște pagini cu calendare și câteva alte informații. Se poate comanda la prețul de 15 lei. Codul, nu știu să vi-l spun, nu l-am, n-am la îndemână telefonul ca să vă spun, dar dacă mi-aduc aminte, vă spun în răsfăire. Cam acesta este unboxing-ul de data aceasta. O să termin cum termin de obicei, cu broșura campaniei următoare, campania de pe februarie, de la care, dacă m-am sincronizat cum trebuie, este deja postată răsfăirea pe canal. De la acest videoclip ați văzut că avem și un nou intro. Sper să vă placă și să-mi spuneți în comentarii dacă ați comandat deja produse din campania 1 de la Avon sau dacă intenționați să comandați, dacă vă plac produsele și puteți să-mi spuneți orice alte lucruri, sugestii, detalii pe care le vreți despre produse sau despre alte lucruri. Până data viitoare, nu uitați să lăsați un like, comentarii și subscribe dacă nu v-ați abonat încă și sunteți pentru prima dată aici. Eu am fost Andreea și v-am pupat!